should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Nicoleta Cenger a avut parcă o premoniție, deși nu avea de unde să știe ce final tragic o așteaptă alături de celelalte două tinere. La numai 23 de ani, cântăreța din Mangalia cucerise mai multe scene românești. Familia ei se mândrea cu premiile pe care fata le-a obținut la concursurile de muzică din țară, precum și premiul întâi la Festivalul Internațional al Tinereții. Nicoleta Vasilițeanu și Mihaela Tucă erau dansatoare profesioniste apreciate la Constanța, unde aveau numeroase spectacole, în diverse localuri sau emisiuni televizate. Cele trei tinere au sfârșit intoxicate cu fum în incendiul devastator din restaurantul libanez, acolo unde se pregăteau să fie din nou pe scenă. Imaginile celor trei talente din Constanța vor rămâne în amintirea tuturor celor care le-au cunoscut, dar și a celor care au auzit de tragedie.